Proiectul Antrenovator, în care Universitatea Politehnica Timișoara este partener, a atins o etapă lăudabilă în urma evaluării de către Comisia Europeană. Rezultatul evaluării, publicat pe 3 aprilie, subliniază realizările proiectului, indicând că toate obiectivele sunt pe cale să fie îndeplinite. Proiectul beneficiază de participarea activă a celor șase parteneri, printre care se numără și Universitatea Politehnică Timișoara, care aduce expertiză și contribuții semnificative la dezvoltarea de cercetare și inovare în cadrul proiectului. Recunoașterea rezultatelor de înaltă calitate a proiectului și a managementului eficient de către Comisia Europeană este un indicator clar al valorii și impactului proiectelor europene colaborative. Acesta are ca scop promovarea regiunilor inteligente și durabile din Europa. Aceasta este formată dintr-o rețea de instituții de învățământ superior. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Orizont Europa.